Hristos a înviat din morți, cu moartea premoarte calcă. Și ce Hristos a înviat din morți, cu moartea premoarte călcând, și celor din morminte. slavă sfinte și cele de ofință și de viață păcătoare și nedespărțitei trăim totdeauna, acum și pururea și în veci, veci Sus pe dumnezeirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Amin. Tatăl pentru Dumnezeu, Sfintele Dumnezeu, Biserică pentru mirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Amin. Sfântul Teofan, Arhiepiscopului Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și pentru preasfințitul Dalimică, Botoșăneanul Episcopii Catedralei Episcopiei Iașilor,
pentru cinstita preoțime și ceatru Hristos, diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să simțească cuvenirea și puterea și lucrarea Preasfântului Duh, biserica aceasta și altarul cel pus în trânsa, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să trimiți o vizită noi de dorința, zărmânia primește și nevarea, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Miluiește, miluiește și ne păzește de noi, Dumnezeule, cu pământă. Doamne, miluiește! Și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne! Ție se cuvine toată slava cinstea și încreaciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și furea și vecii vecilorea. Amin! Hristos Dumnezeul nostru, și desmegând blestemul Adam, binecuvântare și strigând moartea, ne-a dăruit nouă viață veșnică. Fericite, Doamne, într-ne voințele lor, cununile de stricăciuni au luat de la tine Dumnezeul nostru, că la cântăria ta, pe chinuitori au suflat, rovinii tău, și are de bunioare, budicioasă de drăzni. Pentru rugăciunile lor, mântuiește sufletele noastre. Că Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, purtător de chinurile Domnului, ferindine se pământului, mai sală, pentru sfinturile voastre. Mâinile sale la cer și a zis, Doamne Dumnezeul Israel, nu este Dumnezeu precum Tu în cer, sus și pe pământ jos. De vreme ce cerul și cerul cerului nu sunt de sus ție, în ce chip casa aceasta ce o am zidit în numele Tău? Deci caută spre rugăciunea mea, Doamne Dumnezeul Israel, ca să auzi cererea și rugăciunea cu care se roagă robul Tău înaintea Ta către Tine astăzi. Să fie ochii Tăi deschiși spre casa aceasta, ziua și noaptea spre locul acesta, în care a zis că va fi numele Tău acolo, ca să auzi rugăciunea cu care se roagă robul Tău în locul acesta, ziua și noaptea. Și ascultă rugăciunea robului Tău și a poporului Tău, Israel. Ori de câte vor cere în locul acesta, Tu să auzi în locul locuinței Tale în cer, pace, milostii, să le fii lor. Înțelepciune! Din prorocia lui Ezechiel, să luăm aminte. Așa grește Domnul. Fiva în ziua cea opta și mai înainte,
face vor preoții de altar arde de cele nevrești ale voastre și cele ce sunt de la mântuirea voastră și vă voi primi. Și m-am întors pe mine la care ușii sfintelor ce în afară care caută spre săritură și aceasta era încuiată. Și a zis Domnul către mine, ușa aceasta încuiată va fi și nu se va deschide și nimeni va trece pe grânsa. Că Domnul Dumnezeul lui Israel va trece pe trânsa și va fi încuiată. Că bobățuitorul acesta va ședea în trânsa să mănânce pâine înaintea Domnului. Pe calea ușii pridoarelor va intra și pe calea lui va ieși. Și m-a dus pe mine pe calea ușii sfinților și dinspre dumneavoastră noapte, în preajma casă și am văzut și iată era prins de slava casei Domnului. Înțelepciune! De la fiul de citire, să luăm aminte. Dumnezeu cu înțelepciune întemeiat pământul și cu minte câte cerurile și câte cerurile lui atântările și mântul la zgurătrovă. Fiule, să mă ducești, păzește sfatul meu și să fie darul de jurul grumașilor tăi și va fi vindecare trupului tău și purtare de grijă de casele tale ca să umpli în pace, nădăjduindu-te pentru toate căile tale și să nu se poticnească piciorul tău. Că te vei ședea frică, fără de frică vei fi și de vei adormi dulce, vei dormi și nu te vei teme de frică ce va veni asupra ta, nici de vătălăririle și de presurătoare ale necuraților. Pentru că Domnul va fi într-o toate căile tale și va întări piciorul tău ca să nu te clătești. Nu te va lepăda a face bine celui lipsit, când poate ajuta mâna ta să nu zici, du-te și te vei întoarce mâine și îți voi da. Putându-o face bine, să, că nu știi ce va aduce ziua de mâine. Numește și ucea asupra prietenului tău rele, când vine și nădăjduiește spre tine. Nu fii iubitor de vrajbă, potriva omului în zadar, pentru ca să nu-ți se facă ție ceva rău. Nu agonisiu căci oamenilor, nici urma cărilor lor, pentru că necurat este înaintea Domnului tot călcătorul de lege. Drept să ascultăm Sfânta Evanghelie și Duhului Tău. Din Sfânta Evanghelie de la Matei citire. Ție, Doamne, slavă ție. Să zic oamenii că sunt eu Fiul omului. Iar ei au răspuns lui, unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, iar alții Ieremia, sau unul dintre proroci. Atunci Iisus le-a zis, dar voi cine ziceți că sunt eu? Și răspunzând Simon Petru a zis, tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu celui viu. Iar Iisus răspunzând i-a zis, fericit ești tu Simone, fiul lui Iona, căci nu trup și sânge ți-a descoperit ție aceasta, ci Tatăl meu cel din ceruri. Și eu îți spun ție că tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui. Și îți voi da ție cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat și în ceruri. Și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat și în ceruri. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Iubește pe noi Dumnezeule, pe marimea ta, rugămâne fie auzi-ne și Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Oare episcopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și pentru preasfințitul calinic, botoșăneanul episcopii care la episcopie Iașilor, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte. Se deosește biserica aceasta cu hramul nașterea Maicii Domnului, prin stropirea cu aghiazmă și cu ungerea cu Sfântul și Marele Mie. În numele Tatălui. Amin.
ca Fiului ca Sfântului. Amin. Sfântul meu, Sfânta Evanghelie, pace din Sfânta Evanghelie de la Luca citire. Slavă-ți-e, Doamne, slavă-ți-e! Să luăm aminte. În vremea aceea a intrat Iisus într-un sat, iar o femeie cu numele Marta l-a primit în casa ei. Și aceasta avea o soră ce se numea Maria, care șezând jos lângă picioarele lui Iisus, asculta cuvintele lui. Marta însă se silea să facă o spăț mare și, aprobindu-se, a zis, Doamne, nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i dar ca să-mi ajute. Dar Iisus răspunzând i-a zis, Marto, Marto, te silești și te îngrijești de multe, dar un singur lucru trebuiește. Maria însă și-a ales partea cea bună, care nu se va lua de la ea. Iar când zicea dânsul acestea, o femeie din popor, ridicându-și glasul, a zis către dânsul, Fericit este pântecele care te-a purtat și sânii la care ai sub. Dar Iisus a răspuns, Așa este, dar fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzmesc pe dânsul. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Sfântului și bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte. Amin. Amin. Și să facem întrânsa spălarea miruirea și căcetuirea Sfântului. Că Tu ești cel ce binecuvintești și sfințești toate și ție slavă înălță Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și purgea și în vecii vecilor. Amin. Ție se cu mine toată slava, cinstea și închinăciunea,
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci veci lor. Amin. Ridicați-vă pe tine vocile voastre, voi voce ale veșniciei, înălțați-vă pragurile, ca să intre Împăratul Slavei. Cine este acel Împăratul Slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în războaie. Ridicați-vă pe tine vocile voastre, voi voce ale veșniciei, înălțați-vă pragurile, ca să intre Împăratul Slavei. Cine este acel Împăratul Slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în războaie. Ridicați-vă pe tine vocile voastre, voi voce ale veșniciei, înălțați-vă pragurile, ca să intre Împăratul Slavei. Cine este acel Împăratul Slavei? Veșnicul tare și puternicul acesta este Împăratul Slavei. Ca să-i tare, să-i cuvinezi. Biserica aceasta ce s-a zidit spre a ta laudă, umplă de dumnezeiască slava ta și altarul din trânsă arată-l să fie Sfânta Sfintelor, ca și noi cei ce stăm înaintea Lui, înaintea scaunului celui înfricoșat al împărăției tale, fără o sândă să slujim ție rugăciuni pentru noi, pentru tot poporul tău, înălțând și jertfa cea fără de sânge bunătății tale, aducând spre iertarea păcatului, spre chivernisirea vieții, spre îndreptarea bunei petreceri, spre plinirea toată dreptatea, că s-a binecuvântat preasfânt numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Veșnică pomenire ctitorilor Sfântului Lăcașului acestui. Amin. Veșnică pomenire ctitorilor Sfântului Lăcașului acestui. Amin. Veșnică pomenire ctitorilor Sfântului Lăcașului acestui. Amin. Înălțate voi Dumnezeul meu, Împăratul meu, și voi binecuvânta numele Tău în veac și în veacul veacului. Pentru toate zilele de binecuvântat și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Mare este Domnul și lăudat foarte și slava Lui nu are sfârșit. Neam și neam vor lăuda lucrurile Tale și puterea Ta o vor vesti. Mare cuvința slavei, sfințirii Tale vor grăi și minunile Tale vor istorisi. Și puterea celor înfricoșatele Tale vor cânta și slava Ta vor vesti. Pomenirea mulțimii bunătății Tale vor vesti și de dreptatea Ta se vor bucura. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Bun este Domnul tuturor și îndurările Lui peste toate lucrurile Lui. Mărturisească-se Ție, Doamne, toate lucrurile Tale și cuvioșii Tăi să Te binecuvinteze. Slava Împărăției Tale vor spune și de puterea Ta vor grăi, ca să facă fiii oamenilor cunoscute puterea Ta și slavă mare cuvinței Împărăției Tale. Împărăția Ta este împărăția tuturor veacurilor și stăpânirea Ta în tot neamul și neamul. Credincios este Domnul pentru toate cuvintele Sale și cuvios pentru toate lucrurile Sale. Domnul sprijină pe toți cei ce cad și îndreptează pe toți cei surpați. Ochii tuturor pe Tine îndrăjduiesc și Tu le dai hrană la bună vreme. Deschizi Tu mâna Ta și saturi pe tot cel viu de binevoință. Drept este Domnul pentru toate lucrurile Sale. Aproape este Domnul de toți. Cei ce-L cheamă pe dânsul într-adevăr, voia celor ce se tem de El va face și rugăciunea lor o va auzi și va mântui pe dânsii. Domnul păzește pe toți cei ce-L iubesc pe dânsul și pe toți păcătoșii va pierde. Lauda Domnului va grăi gura mea și să binecuvinteze tot trupul numele cel sfânt al Lui în veac și în veacul veacului. Domnului să ne rugăm! Doamne Dumnezeul nostru, care le această slavă ai dăruit Sfinților Mucenici, celor ce au pătimit pentru Tine ca să se seamene în tot pământul moaștere lor într-o Sfintele Tale case și roguri de tămăduire să răsară. Însuți Stăpâne, Cel ce ești dătător a toate bunătățile pentru rugăciunile Sfinților, ale căror maște bine ai voit a se așeza într-o cinstită casa aceasta, învrednicește-ne pe noi, fără o sândă, să-Ți aducem Ție întrânsa jertfa cea fără de sânge și ne dăruiește nouă toate cererile cele spre mântuire,
a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, celor ce ai sfințit apele Iordanului, mântuitoarea ta arătare, însuși acum trimite darul prea Sfântului tău, Duh, peste șefelul tău. Și ne binecuvintează pe noi și apa aceasta spre sfințirea și desăvârșirea jertfelnicului tău, că binecuvântată și preamărită în vecii vecilor. Amin. Cât de iubite sunt locașurile tale, Doamne, al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului de la unde a. Inima mea și trupul meu s-a bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasărea și-a aflat ei și casă și turturiava cuibii ei și unde-și va pune puii săi. Altarele tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casă ta, în vecii vecilor te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la tine, Doamne. Suișul în inima s-a pus în valea plângerii, în locul care i-a fost pus, că binecuvântare se va da cel ce pune lege. Merge vor din putere în putere, arătați-vă Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul lui Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața musului tău, că mai bună este o zi în curțile tale decât mii. Ales am a fi nepădat în casa lui Dumnezeu mai vârtos decât a locui locașul de păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul, Dumnezeu har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în tine. Spire-ți-l, ucenici, care vine, v-ați nevoit și v-ați recunună, rugați-vă Domnului să se mântuia. Evanghelist Luca, rogă-mi milostivul Dumnezeu, ca
să dea iertare de greșeale sufletelor noastre. Apostole Sfinte și Evangheliste Ioan, rogă-L pe milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de greșeale sufletelor noastre. Sfinților apostoli, rugați pe milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de greșeale sufletelor noastre. Dragă ta, Sioane, și tu, Ierusalime, cetate sfântă, îmbracă slava ta. Amin. Dragă tăria ta, Sioane, și tu, Ierusalime, cetate sfântă, îmbracă slava ta. Amin. Îmbracă tăria ta, Sioane, și tu, Ierusalime, cetate sfântă, îmbracă slava ta. Amin. Lăudații tăi apostole, ai înnoit slujba cea în duș și darul cortului celui adevărat. De printre și sfintele biserici și jefelnicile tale, Doamne al puterilor, în tot pământul le-ai așezat ca să-ți aducă ție jerte sfinte și fără de sânge. Cela ce ai binevoit a să-i ridica biserica aceasta cu hramul nașterea Maicii Domnului, spre slava ta și a unui născut fiului tău și a Sfântului Duh. Tu însuți împărate fără de moarte și dătătorule de lucruri mari, auzi-ne pe noi care ne rugăm ție și trimite pe preasfântul Duh cel închinat și atotputernic ca să sfințească biserica aceasta. Umple-o pe dânsa de lumina ta cea veșnică, alege-o locaș pe o scaun al slavei tale, împodobește-o cu darurile tale cele dumnezeiești mai presus de lume. Fă o să fie lumina celor înviforați, secuire celor pătimitori, bolnavilor scăpare, diavolilor înfricoșare. Să fie ochii tăi îndreptați spre dânsa ziua și noaptea și urechile tale luna minte spre rugăciunile celor ce cu frică și cu bună cucernicie vor intra în trânsa și vor chema întru tot cinstitul și preamăritul numele tău. Oricâte vor cere de la tine, tu să-i auzi în cer, să faci milă și îndurător să le fii. Păzește-o până la sfârșitul veacului, iar jertfelnicul cel ridicat în trânsa arată-l să fie sfânt a sfintelor cu lucrarea și cu puterea Sfântului Duh. Preamărește-l mai ales decât jertfelnicul legii cele vei ca să ajungă jertfele ce se vor săvârși pe dânsul, în sfântul și cel mai presus de cerul și înțelegătorul tău jertfelnic, să le dea nou darul umbririi tale cel prea curate.
că îndrăznim nu pentru slujba nevrednicilor noastre, Măi, ci pentru a Ta negrăită bunătate. Că Sfânt ești Dumnezeu nostru și întru Sfinții cinstiți mucenici care pentru Tine au pătimit, Te odihnești și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte. Să luăm aminte. Lumina lui Hristos luminează tuturor. Luminează-te, luminează-te, noule Ierusalime, că slava Domnului peste tine a răsărit. Această casă Tatălui a zidit, această casă Fiul o a întărit. Această casă Duhul Sfânt o a înnoit, o a luminat și a sfințit sufletele noastre. Luminează-te, luminează-te, noule Ierusalime, că slava Domnului peste tine a răsărit. Această casă Tatălui a zidit, această casă Fiul o întărit, această casă Duhul Sfânt o a înnoit, o a luminat și a sfințit sufletele noastre. Luminează-te, noule Ierusalime, că slava Domnului peste tine a răsărit. Această casă, Tatălui a sfințit sufletele noastre. Această casă Duhul Sfânt o a înnoit, o a luminat și a sfințit sufletele noastre. Dumnezeu celui puternic, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Slavă Sfintei și a tot puternice și de viață făcătoare trăi. Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, mulțumim Ție, Dumnezeule, că darul pe care l-ai vărsat peste Sfinții Tăi Apostoli și peste cuvioșii părinți, după multă iubirea Ta de oameni, ne-ai învrednicit să ajungă și până la noi, păcătoși și nevrednicii robii Tăi. Pentru aceea ne rugăm Ție, Stăpâne mult milostiv, de umple de slavă și de sfințenie și de dar șertelnicul acest, ca să se prefacă jertfele acelea fără de sânge ce se vor aduce Ție întrânsul, într-o prea curat trupul și cinstit sângele Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, a unui născut Fiului Tău, spre mântuirea tot poporul Tău și a nevredniciei noastre. Că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.